Președintele PNL vine cu un anunț scandalos. Spune așa Ludovic Orban, vaccinarea anticovid va fi pe bani după ce se va ajunge la un nivel de imunizare în grup. Ne spune Ludovic Orban, cine va mai dori să se vaccineze va trebui să plătească. Iată declarația. Noi organizăm vaccinare gratuită, practic. Statul român suportă toate costurile de vaccinare. E o situație excepțională, dar și aici aș spune că mai facem asta o perioadă de timp, până ajungem la un nivel de imunizare de grup, dar până la urmă se va merge pe mecanismul, de exemplu, de la vaccinarea pe gripă, da? În care numai persoanele vulnerabile vor fi vaccinate gratuit, celelalte categorii de cetățeni, până la urmă, vor trebui să se vaccineze, că e răspunderea lor. Aici e vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi.